Cu cât producția la hectar este mai mare, cu atât emisiile per tonă scad. Asta înseamnă că un fermier care se preocupă de emisiile pe tona de semințe sau pe tona de porumb obținută, va avea un impact direct în profitabilitate. Pe care am ținut neapărat să-l aducem în atenția celor care ne privesc, ne interesează foarte tare pe noi, fermierii din România, fermierii de cultură mare, iar membrii APPR sunt dintre aceștia, sunt probabil dintre cei mai profesioniști fermieri din România implicați în obținerea acelor culturi utilizate în producția de biocombustibil, pentru că, de fapt, sub acest titlu al prezentării dumneavoastră, despre asta dorim să vorbim, despre niște cerințe impuse statelor membre, impuse poate este impropriu, pentru că până la urmă este la latitudinea lor dacă doresc sau nu să o facă, dar dacă nu o fac, le costă foarte tare. Așadar, niște cerințe în vederea pregătirii unui raport de țară care să calculeze la nivelul unităților administrativ-teritoriale NAT 2, județe în esență, amprenta emisiile de gaze cu efect de seră pentru, spuneam, culturile care intră în producția de biocombustibil. Aceste exigențe derivă din directiva RED 2. Și vă invit pe dumneavoastră, domnule Solomon, pentru că dumneavoastră, membru al ARCPA, al Asociației Traderilor, Comercianților de Produse Agricole din România, și noi, fermierii FAPPR, ne-am asumat un proiect comună. Important. Nu vreau să-i spun o misiune imposibilă, sunt sigură că o să ajungem la capăt cu bine. Ne-am asumat proiectul de a aduce în jurul aceleiași mese și de a pune de acord părțile implicate în pregătirea acestui raport de țară. Despre ce este vorba și de ce este atât de important pentru noi fermierii și pentru dumneavoastră procesatorii, producătorii de biocombustibil. În primul rând aș vrea să spun că nu este neapărat nu putem să o privim ca o impunere a Comisiei Europene. Am vorbit mai devreme și antevorbitorii mei au vorbit despre durabilitate, despre practici agricole, despre sustenabilitate. Practic, Comisia Europeană are o preocupare continuă, începând cu anii 2000, în ce privește sustenabilitatea produselor agricole și practicilor agricole. În acest sens, legislația europeană a fost adaptată și a apărut în 2008 directiva pentru energie regenerabilă RED 1, care a stabilit cadrul și a pus bazele explicațiilor sau descrierilor despre practicile agricole sustenabile. A urmat RED 2, care a actualizat această directivă și după aceea în 2018 și după aceea RED 3 în 2023. Acum, în 2008-2010, țările membre a trebuit să realizeze rapoarte proprii pentru fiecare țară în care au descris emisiile de gaze cu efect de seră pentru culturile care au fost interesante pentru ei. Rapiță, floarea soarelui, porumb, soia. Am făcut-o și noi în 2008, însă acel raport în acest moment nu mai este de actualitate și trebuie să procedem la realizarea unuia nou, care să aibă în vedere emisiile de gaze cu efect de seră pentru culturile care ne interesează, actuale, în speță, nu știu, ultimii 5 ani pentru care avem date, respectiv să calculăm această metodologie conform directivei RED 2, care este puțin mai exigentă și chiar într-o scrisoare a Comisiei către statele membre se vorbește despre accuracy, adică despre corectitudine. Practic se pune un accent foarte mare pe ceea ce
pe corectitudinea datelor furnizate. Indicatorul măsurabil al sustenabilității la nivel de raport este emisia de gaze cu efect de seră, emisia din cultivare. Este o formulă laborioasă despre care voi vorbi puțin mai târziu, însă ceea ce vreau să spun este că cu cât emisia este mai mică, cu atât produsele agricole sunt preferate la achiziție de către procesatori, vor fi preferate înaintea produselor de origine non-europeană, deci nu avem nevoie de alte bariere necomerciale, ordonanțe de urgență de licențierea importului și așa mai departe. Practic, produsele românești o să fie preferate atât de procesatorii români, cât și la comercializare pe piețele europene, direct ca produse agricole sau ca biocombustibili. Prin urmare, un interes direct al nostru și al dumneavoastră deopotrivă. Desigur, acum despre fermieri, este clar că pentru fermieri trebuie să fie un interes direct. De ce? Pentru că produsele lor vor fi preferate în față de alte produse din țări non-europene. Automat, cererea pentru aceste produse ar trebui să crească și profitabilitatea, prețul produselor să fie impactat. Pentru noi, ca procesatori de biocombustibili, vom putea să cumpărăm produse agricole din România, nu va fi nevoie să importăm, să ne completăm necesarul. Deci este un win-win, împreună suntem interesați și faptul că suntem ARPCA, Asociația Producătorilor și Asociația Comercianților de Produse Agricole, din care și noi facem parte, dar și FAPPR, perfect aliniați în această misiune, vreau să-i spun, și nu imposibilă, este foarte bine. Acum, ca și raportul de țară, este un raport laborios. Practic, emisia din cultivare se calculează după o formulă care cuprinde emisia din producerea semințelor, producția, transportul, aplicarea îngrășămintelor, a pesticidelor. Tot ce înseamnă verici tehnologice. Tot. Motorina consumată și mai nou, emisia din irigații și emisia din emisiile de dioxid de carbon, urmare a deprecierii îngrășămintelor aplicate, și Ofelia vorbea mai devreme de acei inhibitori de emisii care pot crește cantitatea de îngrășăminte sau pot inhiba emisia de dioxid de azot, și în acest fel emisiile vor fi mai mici pe tona de sămânță procesată. Dacă aș putea să fac o comparație între emisii și profitabilitate, cu cât avem, practic, emisiile sunt într-o formulă la numitorul formulei, iar la numărătorul formulei, la numitorul formulei este producția la hectar. Cu cât producția la hectar este mai mare, cu atât emisiile per tonă scad. Asta înseamnă că un fermier care se preocupă de emisiile pe tona de semințe sau pe tona de porumb obținută, va avea un impact direct în profitabilitate. Și asta vrem să promovăm ulterior și cu membrii asociației, când o să avem discuții directe, pentru că este un interes comun, nu este doar interesul nostru, este un interes comun care poate să aducă beneficii pe termen lung. Culturile țintă pentru care vrem să facem acest lucru este rapița, floarea soarelui, soia, porumbul, culturi principale pentru membrii asociației și nu numai. Iar în funcție de ce emisii o să obținem, și sper să obținem emisii bune, pentru că practicile agricole s-au îmbunătățit în ultimii 10 ani versus de prima decadă a deceniului, 2000-2010, ne așteptăm să avem emisii bune și să produsele românești să fie preferate, să fie înaintea altor produse din Uniunea Europeană, nu ne mai vorbim de Ucraina sau non-EU. Asta ne dorim cu toții, pentru că facem, iată, eforturi în direcția sustenabilității, reducerii amprentei gaze cu emisiilor de gaze cu efect de seră, iar în lipsa acestui raport, practic României, fermierilor români, li se aplică niște valori în mod automat. Valori implicite, care sunt foarte, implicite. Foarte proaste, practic declasează
declasează performanța practicilor agricole din ferma românească și o asociază cu cele mai slabe ferme din punct de vedere al emisiilor, ceea ce nu este adevărat și nici corect. În ce privește provocarea pentru emiterea acestui raport este granularitatea cu care Comisia Europeană își dorește să primească datele. Discutăm de emisii la nivel de NUTS 2 sau NUTS 3. NUTS 2 înseamnă regiuni, NUTS 3 înseamnă județ, ca să clarificăm. Și de fapt nu este raportul despre NUTS-uri, este raportul despre emisii la nivel de unități teritoriale. Este vorba de emisii, corect. Da? Și pentru a înțelege toți colegii despre ce este vorba. Iar atunci când vorbim de calculul acestor emisii, practic pentru emisiile din sămânță, trebuie să ne uităm la emisiile din producția și utilizarea materialului de însămânțare, care presupune o colectare a informațiilor pe acest lanț, la îngrășăminte, colectarea informațiilor privind producția, cu care vin, să zicem, vin îngrășămintele, după aceea transportul pe teritoriul României și emisiile ocasionate de aplicare în fermă și așa mai departe, pentru fiecare tip de emisie. Provocarea majoră este cum găsim aceste date la nivel național, pentru că nu sunt sisteme de colectare a lor, nu sunt care să fi prevăzut acest lucru. Și din acest motiv avem oarece emoții în obținerea lor. Pe de altă parte, calitatea datelor trebuie să fie robustă, verificabilă, transparentă, așa, și să satisfacă acele exigențe specificate în anexa la Directiva RED II a Comisiei Europene. Absolut. Tocmai aici este o mare provocare, pentru că sursele de date trebuie să fie deschise și să poată fi verificate, pentru că Comisia Europeană o să vină cu consultanți care o să se ocupe de verificarea raportelor de țară și acești consultanți trebuie să găsească sursele indicate de noi și să le considere consistente, logice, utilizabile. Nu mai funcționează sau nu va funcționa estimarea sau aprecierea. Practic trebuie să fim consistenți în ceea ce furnizăm. Nu este imposibil, dar va fi dificil. În acest sens v-aș întreba unde suntem acum și care este un calendar realist al finalizării acestui raport, acestui prim draft de raport. În acest proiect, în primul rând, este o primă reușită faptul că suntem împreună. Sunt foarte bucuros și mulțumit de acest lucru, pentru că sunteți o forță și colegii din asociația mea sunt o forță și practic putem să mișcăm lucrurile pe un fond, nu aș spune de dezinteres din partea autorităților, pentru că probabil că au o agendă foarte încărcată cu alte subiecte. Și din acest motiv văd extrem de oportun ca noi să ne ocupăm de acest subiect, să-l promovăm și să-l ducem cât de departe putem. Ca și calendar, noi ne-am pus de acord ca asociații, suntem în faza de a pune totul într-un contract împreună cu Ministerul și cu furnizorii de servicii agreați de Minister. Misiunea nu se va opri cu trimiterea raportului, ne așteptăm la întrebări și la întrebări, aș putea spune, acide, ca să nu spun altfel, deci trebuie să fim pregătiți pentru ele, cu toții, și ca să ne facem față. Și aș mai adăuga încă un lucru foarte important, această actualizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru fiecare țară face acest lucru acum, va deveni recurentă. S-a întâmplat în 2008, s-a întâmplat din nou în 2018, însă noi nu i-am dat curs și de rău am făcut. Se întâmplă acum din nou, însă trebuie să fim pregătiți pentru că se va întâmpla din nou în 2030. Deci, practic, putem să ne pregătim cu colectarea informațiilor, astfel încât în 2030 să fie un proces facil, pentru că va continua și va fi recurent. Așadar, să ne urăm succes,
Aș spune că un prim pas pozitiv este interesul și sprijinul pe care ni l-au declarat oamenii de la Ministerul Agriculturii, echipa tehnică de la Ministerul Agriculturii, de asemenea dorința de a se implica a unor institute prestigioase de cercetări din România. Să sperăm că lucrurile merg înspre bine. Facem eforturi și vom continua să împingem acest studiu până la finalizarea sa. Aș mai adăuga câteva lucruri legate de beneficiile elaborării și validării raportului de țară pentru recolta 2024, pentru că în acest moment valorile de emisii de gaze cu efect de seră pentru mărfurile, pentru produsele românești sunt cele implicite, deci cele mai defavorabile. Dacă reușim să facem acest lucru anul acesta, vom reuși să poziționăm semințele și porumbul din România înaintea celui non-UE, exemplu Ucraina, de care, subiect de care sunt preocupați colegii din asociație și nu numai. Iar producătorii de biocombustibil o să reușească să vândă fără probleme biocombustibil made in Romania în Europa, creând astfel o cerere suplimentară pentru produsele agricole românești. Deci este un cerc nu vicios, ci virtuos, care aduce beneficii tuturor. Așadar, un și în ultimul rând, raportul cred că va releva eforturile fermierilor români în reducerea de emisiile de gaze cu efect de seră și implementarea practicilor sustenabile de cultură pe fiecare județ. Și am văzut astăzi aici foarte multe referiri, recomandări în această direcție, pe care dacă le vom implementa, cu siguranță raportul din 2030 va arăta mai bun decât acesta. Ceea ce ne dorim cu toții. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule Andrei Solomon, director comercial Expur și membru al ARPA. Mulțumesc.